În secolul al XVII-lea, la stânca județului Iași, era ridicat pentru întâia oară un conac boieresc. La începutul secolului al XIX-lea, Iordache Roset Roznovanu, mare vistiernic în timpul războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812, hotăra construirea pe locul vechiului conac din stâncă a unui castel care impunea respect și admirație. În preajmă se întindea un parc și se înălța o biserică. Palatul devenise celebru în epocă prin gustul și luxul desăvârșite. Câtă degradare astăzi și ce măreție în trecut. Iordache Roseti Roznovanu, om cult, cunoștea franceză, germană și rusă, pasionat bibliofil, a întemeiat pe domeniul său din localitatea Stânca prima mare bibliotecă din Moldova, biblioteca franceză și greco-latină aduse de la Paris în 1818. Reședințele familiei de la Stânca Roznovanu și din Iași, acestea sunt urmele care mai aduc aminte de reședințe, cu bibliotecile lor vestite, au fost distruse în vara anului 1821 de iniceri turci trimiși să-i urmărească pe luptătorii eteriști, ultima bătălie purtându-se la Sculeni, nu departe de Stânca și de Iași. În 1836, castelul și moșia de la Stânca intrau în proprietatea celui dezmierdat Nunuță, care a sporit faima atât prin creșterea colecțiilor de cărți și obiecte prețioase, cât și prin invitații de înalt rang, care au trecut în continuare pragul castelului. În 1891, înainte de a muri, Nicolae Roznovanu a cerut să fie îngropat în biserica de la Stânca. În 1907, construcția a găzduit o recepție dată în onoarea cuplului princiar. 10 ani mai târziu, în calitatea regelui și a reginei, cei doi vizitează din nou castelul. În 1934, Anton Roznovanu, fiul lui Nunuță, conștient fiind de valoarea colecției documentare, dar și cu gândul de a-i oferi adăpost, o vindea arhivelor statului din Iași. Într-o vreme în care nimeni nu mai trăia momentul, prin salvarea trecutului și cucerirea viitorului, poziția castelului, dincolo de grandoarea lui, în apropierea Basarabiei și a liniei frontului, a dus la distrugerea sa. Încă din timpul Primului Război Mondial, soldații ruși săpaseră la Stânca Roznovanu. Credeau, la fel de ignoranți precum unii dintre localnici, că aici fusese ascunsă o comoară. Moșia și castelul au fost devastate în al doilea război mondial. În perioada mai-iunie 1944, castelul și biserica au fost bombardate, când de trupele germane, când de sovietici. Din construcția falnică de odinioară au rămas pe atunci doar beciurile în ruină. Mulți săteni au folosit cărămida pentru a înălța o nouă biserică. Drept compensație, în lăcașul de cult au fost reînhumați Nunuță Roznovanu și fiul său Emanuel. Încercarea roznovanilor de a rămâne în conștiința posterității și prin castelul Stânca s-a transferat crucii, deocamdată neclintite, în memoria soldaților căzuți.